Hei, Zanut aici, cu un beta în română la Dauntless, un action RPG produs și publicat de Phoenix Labs, o companie indie, care s-a decis să facă un joc online, free-to-play, care momentan se află în open beta, și se află cât de cât cu Monster Hunter, pentru cine știe. Uitați la character creation și, într-un fel mai ciudat sau cât se poate de dubios, alegi un strămoș, și alegi cu cine vrei tu să semne, poți să fii femeie sau bărbat. Asta nu e o problemă. Caracterul meu deja este editat și este mai în față, poți să faci negru, poți să te joci cu culoarea părului, să-l faci. Nu știu dacă poți să faci albastru. Parcă avea un albastru pe ce ciudat. Poți să faci, să alegi un hairstyle, să faci tomahawk, să faci ponytail. Ce este interesant e că au combinat frezele de la fete cu frezele de la băieți și gen poți să ai o femeie cu freză de bărbat și invers, chiar și cu mustață, barba care e destul de ciudată, mustațele, deci ai un pic de varietate la joc. Ei sunt un pic ciudate modelele și nu știu dacă trebuie să alegi atât de sprâncene, dar ai varietate și poți să-ți editezi caracterul cum vrei tu dacă ți pare că, nu știu, în capul este prea rotund, hai să-l facem mai subțire. Hai să facem mai gras, mai cocoșat cu nasul, hai să facem nasul mai sus, hai să facem mai mare și tot așa. Și bineînțeles, la final rămâne machiajul, care e pentru femei, dar poți să-l faci la bărbați pentru că de ce nu. Și face paint-ul, care e un fel de tatuaj, însă nu poți să-l modifici foarte mult și e predefinit. Și cam asta este character creation la Dauntless. Ok. Hai să vedem ce putem să mai facem în Dauntless. În principal, când încep jocul, o să ai un tutorial și după o să te trimită pe insula asta, unde vei vâna doi behemonți, jocul bazându-se pe această mecanică de action RPG, în sensul că tu ai hub-ul ăsta în care faci misiuni, în care, bă, du-te vânează un monstru, bă, fă nu știu ce, bă, fă nu știu ce, și după te duci cu ce ai colectat de la acești behemonți, ți-ai materialele tale drăguțe, te duci la un fierar sau la un armorsmith, selectezi sabia, ciocanul, chainblade-urile, axe-ul sau warpike-ul. Am combinat un pic română cu engleză, dar poți să-ți faci armă care o dorești tu și la final să o alegi, să o echipezi de unde vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu. Interesant că jocul îți oferă varietate în aceste arme. Și într-un fel mai anume, pentru că damage-ul diferă, există blunt damage, care este făcut în special de ciocane, care sunt făcute specializate să dărâme sau să dea knockout la boss, axe-ul, care este un fel de combinat de blunt cu un fel de slash damage, care bineînțeles este la fel și la sub-X, acel slash damage la aceste chain blades care sunt super rapizi, și warpack e un fel de bleeding damage sau wand damage. În special, acest loadout e făcut special ca să te ajute împotriva la moști. Pe scurt, cât joci mai mult, capeți mai multă experiență, cu atât o să cunoști ce arme să folosești împotriva la ce moști sau ce armă să fie mai bună pentru tine. Bineînțeles, există lanterne joc care te ajută să găsești cinta sau să-ți dea buff-uri specifice sau armurile care sunt specifice de la moștri. Bineînțeles, pare că am reușit patronul la setul ăsta. Așa arată super ciudat. Pe care poți să le combini sau chiar să le vopsești, să te joci un pic cu culorile. De cel mai vizibil cred că este la armură și la head, unde era die. Aici, ok, nice. Și poți să te joci un pic cu culorile. Poți să le dai infuse, să bagi cristale. Jocul este foarte, să zic eu, are o grază de depth, în sensul că poți să faci armură să te ajute cât mai mult pe tine, poți să faci poțiuni care să te ajute pe tine foarte mult. Nu știu ce mai era dat. Poți să le dai transmog, să gen să le combini sau nu am înțeles încă sistemul de transmog sau să vezi ce îți dau la plus, nu știu cât, ce abilitate îți dau. Momentan cred că sunt cu setul ăsta combinat, ciudat bine. Și cam atâta poți să faci în hub. În principal, ideea e să te duci să culetezi quest-uri sau să faci aceste daily weekly quest-uri de la NPC-uri de alchimie, craft și slayer. Alchimiștii pot să bănuiesc sunt pe lanterne, ca să știți. Gather Rot, Gather Slayer, ceea ce înseamnă să culegem chestii.
uite, Warpike, uite, trebuie să vânăm cu un Shockwave bun și cu un Warpike. Trebuie să facem interrupt la 3 behemoți, adică când fac charge către noi să oprim, hai să luăm un Warpike. Avem deja, cred că, un Warpike la pe noi, nu? Nu e. Da. Un Warpike, da, nu este de shock. Hai că mai vedem. Hai să mergem să facem un inspect la aceste poțiuni. În joc poți să colectezi plante, după cum se vede în data, și cu aceste plante poți să-ți faci diferite poțiuni care să te ajute mai încolo să-ți dea stamina, să-ți dea chestii. Cele de viață sunt gratis, nu știu dacă s-a observat aici la cele de flask. Sunt gratis și o să ai mereu câte 5. Însă, cele speciale trebuie să fii toate după ele. Oi, Weapon Master. Hunt Behemoths complet one patrol hunt. Hai să facem un patrol. Hai să facem aici un patrol, dăm start hunt. Fiecare insulă are moșul lui specific și variază un pic. Jocul îți oferă o grază de content, poți să vânezi solo, în privat sau cu un prieten sau 2 sau 3 sau 4 să fiți toți sau să vânezi cu randoms de pe internet. Uite, o să vrem un drask. Nu știu ce este un drask, dar probabil trebuie să am un set care să mă ajute mai bine. Ar fi ăsta de bufniță, că să nu-i spargă ce mai bun pentru mine. Sper să nu dureze foarte mult. Dăm și noi ready. Și după cum se vede, lumea are alte seturi, poți să-l cunoști. Bă, de exemplu, tipul ăsta din stânga are IP-arele alea ciudate care nu am mai văzut niciun set până acum. Ăsta din dreapta l-am mai văzut. Ăsta din stânga îl cunosc. Armele nu se observă așa bine când sunt pe spate, dar odată ce ai intrat în joc o să observi imediat. Jocul ți oferă destul gameplay, destul content și ținând cont că este bazat pe acțiune, cred că poți să te distrezi sincer foarte bine. N-are reținuțe nici foarte mari, mi se pare că la minimum îți cere un 660 Nvidia. Și parcă unii 5 sau unii 3, ceva. Ok, și ce este interesant, jocul se împarte în 3 chestii. Echipamentul care îl ai și arma care o ai, insula pe care te duci și monstru care te bați. Monstru poate să fie specializat pe heavy, să fie foarte dur, să fie unul care aleargă foarte mult sau unul care trage în tine. Și tu poți să fii bine echipat pentru ăla, gen să fii cu un Warpike să trebuie să dai foarte mult în el. Sau să fii echipat cu, nu știu, un hammer și să fii perfect pentru un inamic care este, am crezut că era un inamic, care este rezistent și încet. Pentru că, na, armă slow, inamic slow, best combination, nu? Ok, hai să vedem unde e. Frost rezistent, din moment ce suntem pe insula de frost, cred că și ăla o să fie de frost, nu? Uite-l. Ok, când găsești pe cineva, poți să dai un flare? Iau unul mai specific de la un giveaway. Și așa o să vadă și celălalt inamic. Oh, e shit, ăla e de shock. Ok. Poți să te joci un pic cu emoticoanele, dar nu cred că este o idee așa bună. Ok, hai să vedem ce facem la asta. Am uitat să prezint o chestie. Dacă apăs, țin apăsat tap, pot să văd atacurile și să-mi arate în partea dreaptă jos par damage, basic damage, attacker și on. Iau o armă de foc, sper să dau un foc și să nu mai iau atâta bătaie pentru că am dă grav ăsta. Ok. Am o idee, hai să focus tail. Tipul a zis să ne focusăm pe tail în stânga jos. Ok. Ok, nu prea am multă stamina. Ok. Am crezut că a căzut tail-ul. Ce este interesant pentru că poți să un inamic se bazeze foarte mult pe atacurile din coadă. Dacă îi le spargi coada sau partea din spate, că ar putea să nu fie mereu o coadă, să te ajute pe tine mai încolo. Momentan, hai să vedem dacă pot să trag chestia asta. Fiecare armă are o abilitate specială pe care poți să folosești dacă se încarcă băruța din stânga. Și deja o sunată asta pe bune. El atrage cu fucking lasere. Fiecare de ăsta are câte un combo special. Și ăsta are un și-a făcut enrage, ceea ce nu-i prea bine. Când e enrage, inamicul este de două ori mai tare. Și cred că dă și un pic mai mult. Și e mai greu de oprit. Hai să mai tragem o dată în fata lui. Ah, nu pot. Fuck. N-am întors camera destul de repede să trag pe lângă. Face un charge? Nu. No, trage cu de-alea.
E trage de 2, 3 ori, fucking 4 ori. Să mai drămă și copaci ăștia. Oh, shit, mă lăsa bine. Hai să băgăm o poțire. Poate ar trebui să bag ceva cu atac sau mai multă viteză. Că am băgat o poțiune, sper să fie mai... Sper să fie mai bine acum. Hai că am dat și foc, nice. Dar și-a dat double în aici. E drăguț pentru că dacă ai armă cu abilitate specifică, poți să creezi acel damage de 2 ori sau de 3 ori sau se repere peste tot corpul și se creeze run. Ce este nașul pentru multă lume care nu e obișnuită e că un monstru nu are o bară de viață și în timp o să vadă zgârieturi sau răni unde... Ce vreau să facă? În timp o să vadă zgârieturi în partea unde... Unde este atacat cât mai des, ca să știm cum se sparge bucata aia. Și ne putem uita și după damage. Unde e galben înseamnă că este o bucată care poate să pice și să o furăm, să o craftăm echipament cât mai bun. Unde este cu verde... Oh, și tipul a murit. Nu stă bine acolo, nu putem să vedem. Unde este cu galben putem să îi rupem partea. Acum, de exemplu, dacă o să mă duc să dau un... Te rog. No, 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 no! Fuck! Atras de 3 ori mine. Mi gusto! Thank you, buddy. Dacă ți-o se vad cubulețul ăla sau dreptunghiul, mai bine zis. Nu prea am bine cu matematica. În dreapta, dacă se ajunge la... 100%, nu va mai merge niciun revive. Dacă cineva va cădea jos din echipă, nu vom mai putea să dăm, să-l ajutăm cu ceva. Cred că ar trebui să sar, da. Și... După cum ați observat, sau după cum se vede acum, dacă l-atac în coadă va fi damage-ul cu verde. Ceea ce înseamnă că... Oh, shit, cineva i-a dat deci la cap. Ceea ce înseamnă că... nu poate să mai pice nicio parte de acolo, dar... În față și în lateral poate să pice. De cum a picat diluta aia verde. Nu știu dacă este necesar să le culești pe toate. Cineva are armă de gheață și am de foc. Mă întreb dacă focul meu scade la gheața lui. Ce-a încercat să facă? E disperat monstru ăsta. Destul de interesant că se bazează pe aceste boss fight-uri. Am tras pe lângă, nu? Da, am tras pe lângă. Ok. M-am grăbit. Să așteptăm să-i cadă... Cadul. Capul. Haide, haide, haide. Sper să-mi dureze atât de mult lupta asta. Oh, shit. Trebuie numai ataca. Ok, mersi. Ok. Unde a fugit? Ok, moște din când în când mai fug și trebuie să găsim iar. Ceea ce e ajută destul de mult dacă e un tracker. Cineva care la început să ai... Ce-a dat cu ferul ăla, l-a văzut? Nu cred că l-a văzut. Cineva care când apeși pe V o să-i dea automat un fel de mini track către locația sau zona în care este inamicul. Momentan nu cred că avem pe nimeni care are așa ceva așa când mergem ca pe smetici. A, uite-l. Apare că chiar l-a văzut. Ok, hai să dăm revival-ul Pinks. Come on, buddy. Ăla e în rage. Monstru este în rage, ceea ce nu-i bine. Mai dau o dată un fel ca să se audă. Șmecher. Ok. Calmează, Mihito. Ok, 942 într-un picior. Dar trebuie să sar. Așa, perfect, doși perfect. Trebuie să anticipezi animațiile la inamici, ce-i drăguț. Cei cu experiență o să aibă un avantaj peste inamici. Cei care nu prea au să pricep, nu prea o să ducă bine. Tipul la pământ, oare îl ajută migrie? Ok, nice. Jocul merge foarte bine, mai ales cu un voice chat bănuiesc, dar nu e nimic a implementat. Și destul de simplu. Ok, am dat foc. Nice, cred că am spart cadrul. Asta dacă... Ah, cred că era prea departe sau nu știu ce am făcut. Am tras aer acum. Piciorul ăsta din spate, ăsta merge spart ca lumea. Și asta din față merge spart. Fuck, nu prea să atenți. Ah, mai că s-a spart. Nice, două chiar.
chestia asta, pot să craftez ceva calme. Nu fac și o poțiune. Hai să folosesc din nou chestia asta. Hello, bay. Ok, cred că ăla din stânga față merge să spargem, da. Super. Ideea este să-l spargem cât mai mult, să culegem cât mai multe chestii ca să nu repetăm monstru de foarte multe ori. Ah, perfect. Nice. Ok. No, pe partea asta nu cred că mai e nimic care pot să-i sparg. Oh, ia sparge și în față. Cineva i-a dat daze? Ok, cred că i-a luat stain, nu? Nu e mort? Nu cred că mai are mult la viață. Come on, dude. Game on! Oh shit, iar mare mă asta! Gherin? Ah, și-a dat, response singur. Moare pings. Ok. Come on here, buddy. Una, doi, ah, fuck. Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Ok, ar trebui să fiu și mai atent. Cred că nu mai are multă viață. Trebuie să mai dau un pic să-l spargem și aia e. I-am ca spart... What? S-a teleportat? Asta are o abilitate destul de ciudată. Fiecare monstru dispare cât mai ciudat, mi se pare că am avut o bunță. Care... O, oh, uite-l, nice. Wow. Ia, a murit ăsta, bietul de el. Hai că se poate, micuțule. N-aș vrea că nu prea am blunt weapon și nu prea am ce-i face așa mult. Dar e ok. Ia spart toate bucățile, o să pot să craftez în serie. O să la final, pentru că se miște Drake și cred că e prima oară când vânesc pe asta. La început mi se pare că nu îți vor fi ca aceste bluțe pentru primul slide de începător, ca să te iau ușor cu learning card jocul, ceea ce este interesant. Nu, ar trebui să sar. Ok. 732. Vedeam că dacă țin apăsat pe V, pot să dau un buff la Inan Time. Prietenii mei să dea mai tare în el, adică sau mai repede. Am că nu mai e mult la viață, mor odată. Oh my motherfucker. Te rog, nu veni pe mine. Ba da, pe mine a venit. Mă așteptam. Eu m-am modificat. Ia să dau un save revive dacă e problema asta. Thank you, buddy. Chiar să facem pe asta? Leroy! Oh, da, rog attack. Vreau să fac un atac prin săritură, dar am dat eșec. Iar fuge? Ah. Unde? Tipul ăla vrea să-și facă viața. Ah, cred că toți vrem să ne facem viața. Cu cât ești la nivel mai mare, cu atât se lungește mai mult Hunt-ul. Ce drăguț e că un Hunt nu poate să fie niciodată mai lung de 30 de minute, pentru că avem... Are combustibilul la navă, la airship să zicem, ca să stea prin zona 30 de minute. Timerul apare doar când... O dată la 5 minute mi se pare în dreapta, nu știu dacă s-a observat. Fuck my life. Unde naiba este ratonul ăla, popândău, castor, ce-o fi? Nu știu ce ala, zici că a fost mai mult o șopârlă. Ce este drăguț este că pe insulă... Nu cred că am colectat ceva până acum, sau nici m-am dus să colectez, dar... Există aceste geizere, a, uite-le aici. În care poți să sari sus, de pe platform pe alta, și n-ai nevoie de un super mega double jump ceva, sau poți să și sari, dar nu te ajută cu prea multe în joc, momentan. Oh shit, a tras în mine. Nici m-am uitat, la el. Nu vreau să mă de la fulger. Ok, mor de la chestia asta, cât mai am viață? Ok, enough. Nope, not enough. Te urăsc. Mori odată. Ăla e. Ok, hai să luăm pe Pablito. Leon, no. Ok. Sper că v-a plăcut acest videoclip sau gameplay. Știu că nu este foarte detaliat. Știu că m-am lungit un pic la monstru. Ah, 12 minute. 12 minute 52 de secunde. Și am luat cu ce? Wow, și echipa a fost de E. Înseamnă că au picat foarte mulți din echipă jos. Poți să ajungi la rankuri de genul
S Plus, nu știu dacă îți dă vreun reward sau te știu ceva momentan. Dar este ca să vezi cât de bine te-ai descurcat, câte porți ai colectat, ce ai colectat, nivelul tău la slayer. Mi se pare că nivelul maxim la slayer e 20 în momentul de față. Oi, am ajuns în oraș, sau hub, cum vrei să-l denumiți. Am terminat un quest, se și vede sus la... ca într-un fel de Skyrim. Putem să mergem către sus să predăm quest-uri sau putem să mergem să craftăm chestii. De exemplu, pot să merg aici, ce vreau, vreau să-mi craftez o sabie și mi se pare că se numea Trask, nu? Era Chamon sau cum se numea? Drake. Drake? Sau nu pot să craftez armă cu asta? Nu știu ce-am atacat. Poate armura? Ce era pentru altceva ăla? Să vedem. Cool shot, Emberman, Shrike, Scan, Scryer. No. Bine, chiar dacă se încarcă. Ah, înseamnă că era pentru lanterne ăla. Nu? Ah, trebuie să predau quest-uri ca să-mi ia schemate ce oare? Cred că asta e. Ia să vedem. Momentan se încarcă unele chestii mai greu pentru că este în beta. Drake, Weapon, Drake, Armor, asta de easy. Și mai primit două quest-uri, între timp. Hai să le iau, să văd ce-mi zice. The Light Electric. Accept. Hunt Scarn with a Shock Weapon. Ceea ce înseamnă că trebuie să fac următoarea armă de shock. Asta e să văd, hai să-mi iau o sabie. Aș vrea o sabie de shock. Unde era? Charon, Scarn, Scribe. Everyone, Shrike, Drask, uite-l aici. Asta vreau. Sau ia să vedem ce mai avem pe aici, Drask. Oh, asta e destul de urât. Merge. Hai să mergem pe un sword. N-am mai luat de mult un sword. Și le craftez. Se fac foarte simple, foarte ușor. Le pot să le dai apoi de vreo 2-3 ori. Se pare că maximul la plus este plus 5. Nu știu de ce nu mai merge asta. Mai am bani? Nu mai am weapon in head, fac plusul la arme. Dai L, selectezi aici, după aia dai la subi și selectezi subiul ca favorită, cum ar fi acest Drask, care e de shock. Pretty easy, nu? No? No? Și poți să iei și direct la setul care vrei să-l craftezi, care era de Drake, care arată ca un fel de Batman mai dubios. Ok. Cam asta e jocul, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Până pe atunci ne vedem în comentarii, dacă aveți întrebări și cu următorul joc. Pe data viitoare. Salut!